Capitolul 30. Moise a vorbit căpetenilor, semințiilor, copiilor lui Israel și a zis, Iată ce poruncește Domnul. Când un om va face o juruință Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduială, să nu-și calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieșit din gură. Când o femeie va face o juruință Domnului și se va lega printr-o făgăduială în tinereția ei și în casa tatălui ei... Și tatăl ei va afla de juruința pe care a făcut-o ea și de făgăduiala cu care s-a legat? Dacă nu îi zice nimic în ziua când află de juruința ei, toate juruințele ei vor fi primite și orice făgăduială cu care s-a legat ea va fi primită. Dar dacă tatăl ei nu-i dă voie în ziua când ia cunoștință de juruința ei, toate juruințele ei și toate făgăduielile cu care se va fi legat ea nu vor avea nicio tărie și Domnul o va ierta pentru că nu i-a dat voie tatăl ei când se va mărita, după ce a făcut juruințe sau după ce s-a legat printr-un cuvânt ieșit de pe buzele ei și bărbatul ei va lua cunoștință de lucrul acesta și nu-i va zice nimic în ziua când va lua cunoștință de ele, juruințele ei vor rămânea în picioare și făgăduielile cu care se va fi legat ea vor rămânea în picioare. Dar dacă bărbatul ei nu-i dă voie în ziua când ia cunoștință de juruința ei, el va desfința juruința pe care a făcut-o și cuvântul scăpat de pe buzele ei cu care s-a legat ea, și Domnul o va ierta. Juruința unei femei văduve sau despărțite de bărbat, făgăduința cu care se va fi legat ea, va rămâne în picioare pentru ea. Când o femeie, fiind încă în casa bărbatului ei, va face juruințe sau se va lega cu vreun jurământ, și bărbatul ei va afla de lucrul acesta: Dacă nu îi zice nimic și nu o oprește, toate juruințele ei vor rămâne în picioare, și toate făgăduințele prin care se va fi legat ea vor rămâne în picioare. Dar dacă bărbatul ei nu le primește în ziua când află de ele, orice juruință și orice făgăduială ieșite de pe buzele ei nu vor avea niciun preț, bărbatul ei nu le-a primit și Domnul o va ierta. Bărbatul ei poate întări și bărbatul ei poate desfința orice juruință, orice jurământ cu care se leagă ea ca să-și mâhnească sufletul. Și anume, dacă nu-i zice nimic zi de zi după ce află de lucrul acesta, el întărește astfel toate juruințele și toate făgăduielile cu care s-a legat ea. Le întărește pentru că nu i-a zis nimic în ziua când a aflat de ele. Dar dacă nu le primește, după ce a trecut ziua în care le-a aflat, va fi vinovat de păcatul nevestei lui. Acestea sunt legile pe care le-a dat lui Moise domnul ca să aibă putere între un bărbat și nevasta lui, între un tată și fata lui, când ea este în tinerețe și acasă la tatăl ei.